cu Brașovul, ce așteptări ai tu de la acest meci? În primul rând să câștigăm, e ultimul meci acasă, să lăsăm o impresie bună și să fie bine. Cum a fost săptămâna asta, având în vedere că ați retrogradat, bănuiesc că v-a fost mai greu? Da, a fost o săptămână neplăcută pentru toți, moralul la pământ cu toți, dar așteptăm meciul de sâmbătă să fie bine. Cu conducerea nu s-a discutat încă, nu? Nu, nu știu, n-am vorbit nimic. Și domnul Muntean ce v-a zis? Nu, n-a spus nimic. Este și el dezamăgit de noi, de prestația noastră și așteaptă și el meciul de sâmbătă să câștigăm, să facem o impresie bună acasă. Tu bănuiesc că mai ai contract, vei continua la Ripensia? Nu știu, n-am vorbit nimic încă de contract și de dar plecarea mea sau dacă rămân. Mai am contract un an de zi. Da. Și în rest cum sunteți? Toți colegii sănătoși sau e cineva cu probleme? Avem 2-3 jucători accidentați, inclusiv eu, dar încercăm să ne recuperăm pentru meci. De ce problemă ai? La o întorsă la glezne. Ok, mulțumesc.